Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului tău! Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Ciudir. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul, adevărat, adevărat, vă spun vouă, cine ascultă cuvintele mele și cred în Cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat, vă spun vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine însuși, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine însuși, și i-a dat în putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, căci vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândăi. Nu pot eu să fac de la mine nimic precum auzi jude, dar judecata mea este dreaptă. Caut voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Slavă ție!